Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului național, anul încununării victorioase a lungului șir de lupte și sacrificii umane și materiale pentru făurirea statului național unitar. La 1 decembrie 1918, adunarea națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100 de mii de români veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unii unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg banatul și țara ungurească cu România. România întregită în 1918 cuprindea în hotarele sale istorice o suprafață de 295.049 de km pătrați, față de 137.000 de km pătrați înainte de 1918 și o populație de peste 18 milioane de locuitori în 1930, față de aproximativ 7.250.000 în 1913. Românii reprezentau 71,9% din totalul populației, maghiari 7,9%, germanii 4,4%, evrei 4%. Constituția din 1923 stipula în primele două articole. Regatul României este un stat național unitar și indivizibil, iar teritoriul României este inalienabil. În 1 decembrie a fost adoptată Cazi Național a României în 1990 după înlăturarea regimului comunist, de atunci în fiecare an cu această ocazie. Autoritățile obișnuiesc să organizeze parade militare la care asistă mii de români.